Salut! Numele meu este Ana Silivaș și vreau să vă recomand o carte de la Deb Dana. Se numește Cum să ne recăpătăm starea de bine, de conectare și siguranță, 50 de practici polivagale pentru corp și pentru minte. Motivul pentru care apreciez cartea asta și mă întorc foarte des la ea este pentru că Deb Dana a reușit să transpună într-o formă digerabilă, practică, un concept, o teorie care poate nu este mereu atât de accesibilă, și anume teoria polivagală. Atunci când vorbim despre teoria polivagală, vorbim despre sistemul nervos. Și atunci când vorbim despre sistemul nervos, vorbim despre siguranță. Un sistem nervos reglat este un sistem nervos care poate detecta în mod corect ce e pericol și ce nu este pericol, care se poate adapta și găsi care e cea mai potrivită manieră de răspuns în fața unui posibil pericol și, în același timp și foarte important, odată ce a trecut pericolul, se poate întoarce către o stare de siguranță, de conectare și de relaxare. Să felul în care sistemul nostru nervos funcționează acum are foarte mare legătură cu istoricul nostru, cu mediul în care am trăit, cu relațiile pe care le-am avut și resursele de care am dispus. Astfel, o persoană a cărui sistem nervos a fost mai degrabă expus imprevizibilului, stresului și mai puțin conectării și siguranței, va fi o persoană care mai degrabă va detecta pericolul în mediu și mai puțin starea de siguranță. Și atunci e nevoie să înțelegem că un sistem nervos reglat este un sistem nervos flexibil, care se poate orienta, care vede posibilități, care reacționează mai degrabă în raport cu ce se întâmplă acum decât în raport cu ceea ce s-a întâmplat cândva în trecut. Exercițiile din cartea lui Deb Dana ne oferă o structură foarte bună pentru un proces de învățare. Un proces de învățare în care învățăm să ne cunoaștem pe noi înșine, să ne conștientizăm care sunt resursele noastre, care sunt punctele noastre sensibile. În același timp, învățăm și să ne flexibilizăm, să înțelegem că există posibilități, că există alte moduri în care noi putem să funcționăm și să reacționăm și să acționăm. Și desigur, învățăm și înțelegem de fapt că e nevoie să fim responsabili, să ne asumăm responsabilitatea pentru procesul nostru de dezvoltare, de creștere, de schimbare și transformare. Sistemul nostru nervos stă la baza a ceea ce percepem și stă la baza felului în care trăim de fapt viața. E nevoie să ne uităm și la partea biologică a felului nostru de a fi și cartea asta este un foarte bun început, e un ajutor.